Hello, dobrodării mei frumoși, bine v-am regăsit într-un vlog așa de primăvară. Aceasta este alba mea, Călăraș 40XXX, e alba inimii mele cu care mă duc la pescuit. Și bineînțeles, nici pe verdea noastră să nu o uităm, pe verdea, hai că e verdea, Călăraș 30XXX. În curând și BMW-ul ăsta va avea numere de XXX, ATV-ul de acolo la fel și bineînțeles vreau să-mi cumpăr încă un ATV. Și Loganul la fel va avea tot numere cu XXX. O zi foarte frumoasă, dar urâtă. Hai că asta a fost bună, o zi frumoasă, dar urâtă. O zi în care eu am fost la pescuit și am spart tot. Ați observat pe bălți sălbatice, dar gata, a început prohibiția, ne abținem 2 luni de zile. Dar ce vom face astăzi? Bă, cât îmi place gardul ăsta, că e așa bătrânaș și casa asta a vecinilor mei și bineînțeles mașina lui Romic. Ieba! Fratele meu. Și bineînțeles această pătură de verdeață de la mine, de pe uliță. Ce am eu aici? 2 cornulețe. Vreau să-l cinstesc pe fratele meu, Alex. Hai că doar cu așa ceva îl cinstesc. Deoarece m-a chemat să mă duc să-i filmez calul. Ia uite o pereche de porumbei. Ce frumos sunt, să moară mie Larisa. Ia uite-i. Mânca vara, Alex. Spun asta deoarece la mine în podul casei am prins vreo, cred că 12 porumbei odată 8 și i-am dus lui Alex. I-am mâncat fratele meu pentru că îi plac porumbei. L-am întrebat, fratele meu, ce fac? Am vreo 12 porumbei, ce fac cu ei? Adu-i la fratele tău că îi fac ciulama. Mamă, și eu am poftă. A trebuit să plec eu la pescuit și am stat 2 zile deoarece vreau să spun fratele meu neapărat, vreau să vin și eu la tine să mănânc din ciulama oaia de porumbel. Dar colacul peste pupăză care e, fraților? Pentru că mă bucur de primăvara asta atât de tare! Oh, mor! Poate vin câinii să mă alerge. Fiți atenți ce facem. Astăzi m-a chemat Alex. Fratele meu, vină pe la mine repede să-ți arăt că mi-am cumpărat alt cal. Da, alt cal. Chiar sunt curios să vedem oare ce cal și-a luat. Să văd eu ce fac și peste vreo 2 luni trebuie să-mi cumpăr un ATV de asfalt. Un ATV gata înmatriculat. Două, dar pe cine l-avem lângă noi? Pe fratele Alex. Ați văzut că am făcut introducerea, că ne-am îmbrăcat amândoi la fel. Geaca mea e de la Hellfling Flinker. A, da? De la John Cambrinca? Da. De la John Cambrinca. Bă, m-a chemat să-mi arate că și-a luat un căluz nou. Ia zi, brother, care e treaba cu... Bă. Păi stai, tu n-aveai doi? Aveam, i-am dat. Ok, de brother, ia să-l vedem pe Alex cu treierătorul. Ia să-l vedem și vrea să... Mi-a zis, bă, fratele meu, am luat un cal să vezi ce știe, ia. Adică, aici că, bă, mă, să vezi cum sare în 2 picioare, că el știe, e mișto, așa. Ia uite-l. Mamă, ăsta e alb. Mamă! Hai, bă! Bă, dar e frumos, băi! Mamă! Ce frumos face, băi! Hai, băi! Cum face el? Dansează! Mamă, ce frumos face, băi! E power. Ia zi, l-ai dat pe celălalt? Da. Și cei de... Ce, câți ani are? 7. O, băiat, o. Mamă, dar te ascultă direct așa, hă? Ia fai, fără bici, fără mici. Da, știu că îl ții doar așa să... Sus! O, de broadere. Da, așa la... Mamă, da, mă, e frumos, fratele meu. Păi și la sanie? Bă, dar ce faci, bă, tu iei unul, dai altul? Eee, al dracu, băi. Ce frumos zice. Ia și în pieptul ăla mare de curcan. Ia du-te tu lângă nevastă ta frumoasă. Ce faci? Mamă. Ce faci? Ea e Bianca. Aluțale. Da. E soția prietenului meu, viața mea, fratele meu, Alex. E soția lui, fraților, așa că fetelor, hai zi, să nu vă prind. Fetelor, n-aveți treabă cu el, că ea e iubita lui, e inima lui. Ea e șefa, ați văzut-o pe Instagram, da? Și vă pun Instagramul ei și a lui în descriere, că sunt porumbei mei frumoși. Vai de capul nostru, yes, pe zonă, s-a speriat de căluți. Mamă, fratele meu, te ascultă? Da. Câți ani are, brother? 7 ani. Ce faci, fata mea? E băiat. Da, e băiat. Socor, Ghiom. Dapte ca jalau. Miroase a cal. A, nu, bă, miroase a pisic. Nu, îmi place cum miroase, ești nebun la sub braț, miroase frumos așa. A, ce vrea să miroase a pisic? E frumos. Dar ce păr fin are, bă, ești nebun. Ce da, uite pe aici.
Așa, fratele, băi, știi la ce... Dar n-a nins anul ăsta, mă, că dacă ningea anul ăsta era marfă, îl scoatem și pe la grâlă, la baie, la așa. Vară? Da. Mamă, nu se dor de aia alții? Ba, da, da. Ha. Nu face, mă, ce faceți? Adică? Dansuri, da, să vezi când e nervos. Ha. Face... Sare în sus, așa. Mai face și el... Hai cu Mariana mea. Îi scoate-l de la... Cum? Da. Alex e mai nebun, așa îi place lui să... Să fie 4x4. Ia zi ăsta. Fratele meu. Sus. A, băi, ia să uite în căruță, mă. El știe de semnale înapoi, înainte, așa? Ia, dar fără să-i spui nimic. Ia, ia zi, țuri sau suri? Suri. Suri, suri, ia. Suri. Ești prost de calul cu spatele. Hai. Ce tare, bă. A, bă, și dacă merg eu, tatu, ai mers cu el? Oh, mama! Oh, bă, lasă-l cu aia să-ți dea peste cap. Mamă, ce frumos face, bă, ce frumos ești, nemun. Black Beauty. Lasă fratele meu să străiește. Să străiește. Ia-l dracu, bă. Maria, bă, acum e de-abia put la hamul să vezi când vin de undeva puțin, să merg puțin cu el la oricum. E frumos, mă. Și cu fata noastră facem cerc, o legăm după smart, căruța, o legăm așa, punem hamurile astea pe mașină și pac, pac. Ia zi, bă, cu tatuajul ăla să faci și tu, scrii și arii pe mână. Ia uite ce m-a luat soarele, frate, ia fiți atent. Dacă scrii tu Alex, scrii și ușa. Da, fratele meu, scriu Alex, ca așa-l cheamă pe nepotul. The brother-ul meu. Pusă, bă, ești prost. Ia stai, mă. Asta, da, așa. Dar nu mergi tare. Trăiască familia ta. Te pup, Bianca. Am că nu mai mergem pe cârpaci, o luăm puțin pe jos. Dar mergi ușor așa, că eu nu pot să cad. Urcă-te-mă în față aici, că păi oprește-l pe el ca să mă proptești și eu. Stai, oprește-l un pic. Era să zic țiba. Stai, ușor. Opa. Nu e potcovi, bă, trebuie să-l potcovezi, n-am bani. Cât costă să-l potcovezi? Că mă rog, să faci boală la genunchi. Bă, să nu sară... A, dar nu sară. Dai tu. Ce? Dai tu. Aole, ești... Are you ready for me? Unde... Da, da. Unde îl potcovești? La... La cine? La sohatul. Să faci un fal. Cât durează să-l potcovești? Or. Mamă. Păi îi curăță unghiile? Da. Hai că mergem, îți dau eu. Când? Nu știu, săptămâna. Să fac un pic mai frumos? Și mâine putem să mergem. Păi n-am eu timp mâine. Păi și te duci cu căruța cu ei? Da, bă. Oh my god, the brother-i mei. Era să zic, unde mi-e telefon? Ușor așa, să nu sară haul păcate și talentul tău. Ușor așa, țaca paca, țaca paca. Merge frumos, mă. Și care e stânga, care e dreapta? Stânga și dreapta. Fratele meu, inima mea. Ce cu azar? Oi, nu? Fratele nostru. Hai bă, dar dacă se bese, nu-ți vine în... Mor să mă. Iau așa de motură de cartier. Dar trebuia să te pui tu în partea asta. Trebuia să te pui tu lângă mine. Haide ăsta. Cum îl cheamă să facem far? La genunchi. Gigel, mă. Gigel? Gigel Frone, îl știe? A, uite-l. Dansează, bă, e ca... Face ca ea, mă, care... Dar doar așa un pic, mă, de pe... E servo? Da, mă, e... Ce frumos face, tu să nu-mi dau, fratele meu. Ia așa de motură de... merge pe partea aia altă? Doar dacă îl pișc așa, nu mai mi se arunc pișcă la bici. Oh. Să uite, băi, să uite, să... de ascultă. Doar să te faci, oh, că... Mamă! O, oh, tată, ho, oh, de luță, de deluță, de deluță. Lasă-l ușor așa, ușor așa, că sare... dă cu pișat. Oh. Ușor, bă, că sare nu mult ăla, pe, sare în gând. Hai să-i pune pe așa, ține de el, dacă vrei să dăm... facem un vlog, un căruță vlog. Ia stai așa, oprește, oprește să vorbesc cu ei, să-i vedem ea. Socor Ghion, pralea! Facem un... salam alecul! Facem un... facem un cal vlog. Păi cum, nu ești fratele meu, Adiță, fratele nostru. Alina Cocean. Bă, haideți și voi în căruță, vă suiți și voi în căruță. Da, uite. Ia acum. Oh my god! Ia ține tot în căruță, să vezi dacă mai place. Haide. Mamă, ce-i pe mine? Haide. Domnule, stai așa. Ridică-l pe două ori. Să țin și eu. Toți. Haide. Ia stai. Stai așa. Și pe aia că nu dau eu. Eu nu. Da, ține mă și tu, Cristi, my brother. Hai, mă. Mamă, ține un pic de căruță. Hai, bă, ai uitat că ne-am Cristi. Mai ții minte acolo când ne-am sărit. Ia.
Băi, asta e Alex! Oh. Alea, mani! Are plecare, n-apte, bully, n-amne, tu chei, ei sunt frații noștri. Uite, și pe Cristi de brother-ul, Alina, Alusterea și fratele nostru cu galben, Adiță. E fratele nostru, s-a făcut și el mai mare, mai merge și noi la plimbare. Acum Alex e puterea noastră. Bă, ne-au spus abonații, de ce nu mai filmez cu ei? Dar am zis că unii s-au făcut figuranți. Nu voi. Cristia, mai țin minte, Cristi are... Uite bă, ce-ți dă cu... Oh, de luță. Hai băi, dacă s-ar bă, noi să ne facem cum în servă. Am ridicat? Da. Te-ar pe cu voi. Oh. Oh, mare, fratele meu! Da băi, Cristi, nu ți-ai schimbat tu mașina de câte ori și-a schimbat ăsta calul? Ia bă, dacă tu nu uiți pe ăsta să... Sară calul ăsta în două picioare, cumpără și două potcoade pe spate. Păi da, mergem mă să-l potcovim în zilele următoare, să moară la rest. Uite, hai să-l întoarcem aici. Cum adică? Nu mai mă, de ia-o, ia-o știu pe la biserică mă. Ce tal dacă mi-ai învățat aici? Fratele meu! Ia-o până la biserică, așa, mă, frate. Bă, mergeți cu noi să-l potcovim? Da, da. I-a intrat în el, el e Alina Lusterea. Ia, hei, șare! Ia uite ce frumos merge. Ce piept ai? Fratele meu. Oi, gata. Bă, am uitat să dau drumul la registrare. Noi, mă. Ia-o, fratele meu, ușor așa pe aici, hau. Vrei să dreapta? Hai, hei! Wow! Mamă, ce frumos auzi până să pot covi și eu. Îți dau, mă, să moară mie familia lui Larisa. Îți dau, dar când vrei să mergem? Mâine mă duc. Hai azi. Păi când e aici azi. Ah. Păi da, dar să fiu eu acasă. Mâine și facem un vlog. Da? Cât e, 1.300.000 pe aici pe ăsta îl dai iar după aia? E, nu mai îl dau. Să mor. Dar mergi, mă, ușor să trăiască familia ta, că dă-ți pișat, că dă-ți sare și gât. Oh! Mamă, ce frână ai tras frână, mă, ușor. Așa, lasă-l mai ușor la trap. Oh! Ce-am dat? Ce, mă, dimanghe peste telefon. Așa, lasă-l un pic mai așa. Ai nebunie ai pe tine. Al dracu, băi. Hai că n-auzi, da, haide. Lasă-l, mă! Hai, lasă-l, mă, să meargă ușor, așa. Ieși în pieptul ăla mare, arată. Oh, gata, gata. Lasă-l mă ușor, dă-te mai așa. Ia mai drept. Ieși afară, fără. Ia-ți tu acasă, măi. Să moară Larisa dacă nu îmi era bor al rat, de brother nostru. Să facem un vlog în căruță. Băi, băi! Lasă-mă mai să zic cu el, dă-i. Hai de mă așa să mergem și noi, să ne plimbăm. Care-i vlogger, ia. Ia zi, fratele meu, ce părere? Băi, dar de pârlește așa, ai de la camul ăla, mă, se treacă pe el. El a fost slăbuț. Lasă-mă, că e treabă. Dar ce putere are, ești prost la cap, oh, oh, oh. Ușor că sare dale pe mine, mamă, să moară familia Larisa de numai sângerit. Am păr și în gură. Bă, de iau cu ei și tu mai așa. Tu nu vezi și tu să simți și tu șoseaua, că mi-a avut curul. Ai luat și tu curba aia. Ce frumos aici, lasă-l așa ușor, așa bătrânește. Ai spumă pe tine? Au! E al drag, bă, ce pe la aruncă. Ia vorbește mult bine, ăștia. Oh. Hai de să vă-l punem. Frumos, fratele meu, bravo, îți merge bine. Lasă să... Aici e... A lăsat coada așa să-i spun. Mă, mă! Te ascultă, mă, te ascultă, e broată nostru. Dar noi, bă, în general am văzut că tu dacă ții biciul, ții doar așa de design. Lasă-l, mă, ușor. Ia-te-l, ia, mă! Ce frumos face, băi! Oh my god! Poate ne dă cu pizdans. Oh, lasă-l ușor cu aia, că-mi sare nomoldo la gură. A mâncat, of, a mâncat 2 kg de păr. Ai auzit? Da? Off-road cu calul. Off-road cu calul? Oh! Oh my god, lasă-l cu aici, cu sare asta, e frumos! Am intrat, iau ce apă, n-ai mai avea apă, în caz zici că ai păr de la lagur. Frumos, mă, frumos, foarte frumos. Dă-te cum faci, bă, da, dansează ca ea, mă, care ai văzut că dansează, știi? După muzică, dacă pui dansează. Oi, știi pe manele sau pe hip-hop? Știi și de-a lui Puia? Lasă-mă ușor, ales că sare de pe potcoavele lui nomol de ăla, să mă bată căcatul. Aiurea, sare nomol de ăla în gură, iau așa, a, nu, hai că e greu la români aici. Hai că da? Merge, bă, să moară mie, Larisa, dacă nu merge să facem un vlog când îl potcovești. Da, mă, lasă-l, lasă-l filmez. Las-o cu aia, mai încet că-mi sare asta din gură, mă țin de mână.
Lasă un ciorp aici, mă, că-mi sare telefonul din buzunar. Băi, luat-o răzna cu calul. O, tată, o. Ia uite, îmi ține coada. Dacă-l atingi pe coada, las, poate-mi dăm o bășină nasă. O, tată, o. Ia stai să cobor eu, stai. Stai, dar ține de el. Te îngură, mamă. Mamă, ce-i pe mine. Îmi place fratele meu. Îmi place, bravo. Păi să legă de ceva, să vezi ce faci. Nu, mai mă. Nu, mai lasă că facem noi altă dată. El vrea să-mi arate care e putere câinele. Băi, ce plimbare, Caterinca, ce distracție, ce tare. M-am umplut de păr să moară Larisa. Hai mă că fac un vlog și mergem să-l potcovească. Îi dau eu. Cât costă? 130 de lei, a spus el. Cât e, bă, 130 de lei? A, băi, cât e? 100? 1.300.000? Mergem, mă. Merge și îl potcovim, ești nebun. Mamă. Te ascultă, mă, știu că tu ești nebun. Oh, știu că îți place viața la țară. Și mie îmi place, ce-i drept. Să în gură e virul. Asta e vorba, da. Ia uite ce spumă are pe el. Lasă-l, mă, că te ascultă fratele meu. Zi, mă, cât merge să-l potcovim? Mâine, mă. Dar nu mai are nicio potcoavă? Le arată o cite la maxim. Păi și tu te duci cu căruța și eu vin cu mașina. Nu mai are, pe spatele nu mai are. Eu vin cu mașina, băi. Îmi zici unde și mergem și ale. A, pe față sunt, dar sunt tocite? Da, mă, la maxim. Păi și cât îl mai ții? Măi, și le schimb. Nu, mă, cât îl mai ții? Calul, mă? Da. De tot, mă, nu mai îl dau. Să mor. Mamă, și cuplează 4x4, fratele meu. Dă-te mai așa, băi. Hai, băi. Op, că se suie roata pe Boiandrâc. Boiandrâc. Ce bine că e 4x4, ești nebun. N-ai, mă, n-ai. E un cal foarte puternic. 7 ani, băi. Cât are? 7. 7 ani? Bă, păi tânăr, este? Hai că ne luăm, mă, la revedere. Bă, zi, mă, mergem mâine să îl potcovești. Da, mă, ești prost, chiar dacă nu mergi tu, mă aduc eu. Dacă... Păi nu, e că vreau să filmez ce fac așa, să vadă lumea cum se pune niște potcoave pe un cal. Vreau să filmez, auzi, pe eu vreau să le arăt la brotherii mei. Tu te gândești că rup din banii mei, din buzunarul meu. Cât e, 1.300.000? Păi, e de, poate să-ți potcovească și un picior? Da. La cal? Da. Așa, atunci îl împarți. E vreo 30 de lei de persoană. Ok, brotherii mei, hai că ne vedem în vlogul următor, frățiorii mei. Sperăm să ningă anul ăsta ca să putem să ne jucăm cu calul pe zăpadă. Hai băi, cu o sanie de-aia, una light pe care o facem noi, pe cât duce? Cred că duce 15 persoane. Dar nu o sanie de cal. Păi da, mă, dar să ningă, nu vezi? Că n-a nins. Saia, mie îmi place să te văd când călărești, mă. E frumos, mă, e tânăr. Ce-i dat pe el? L-ai dat pe ea doi? Nu, mă, ia panda. Păi și cum, bă, ia zic cu scuterul, mă, cum e? La mur. Păi și ce? Am zis că l-ai dat afară. Ce, când îl facem? Păi când doi avem bani. Da, trebuie să iei set? Uh-huh. Și aia de pedală, nu? Da, brotherii mei, că vă era dor de fratele Alex, să spunea lumea ce facem. Bă, în primăvară să ne-am plimbat un pic așa cu căruța. Foarte bine, chiar mi-a zis fratele meu, vină, mă, să vezi și tu cum, ce cal mi-am luat și alea, e viața mea. Da, mă, în următorul vlog mergem și să potcovim. Ia lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vedeți cum se potcovește un cal. Ia zi, frate. Da? Da, mă, mergem, ți spune fratele tot potcovește, mă. Le spun eu, spune băiatul. Bine, brotherii mei, haideți că ne vedem în vlogul următor, în etapa următoare și sper că următorul video să vă arăt cum îl potcovește. Hai, băi, îl curăță pe picioare cu totul, da? Îl face frumos. Eu am văzut pe TikTok și pe unele videoclipuri când curăță picioarele la cal frumos, așa, unghiile. Socorghion, fata mea. Ce breton ai. Aoleu. Gata cu vlogul? Ha, vă pupăm, brotherii mei, și ne vedem în etapa următoare. Mergem acasă și după aia mergem frumos unele, în una din zilele astea. Hai, să pa. Potcovim calul. Yeah, mă!